O să încep printr-o foarte rapidă și, bineînțeles, simplificată istoria antropologiei și mă uit la începuturile ei, mai ales în context britanic. Pe urmă spun câteva lucruri despre cum a apărut la noi antropologia și închei cu niște note personale și vorbesc despre cum am ajuns eu să-mi pun această etichetă de antropolog, de fapt antropoloagă, un lucru care pare un pic surprinzător și un termen cu sonoritate încă exotică la noi, dar care, da, există în DEX. Și sunt două întrebări prin care încerc să leg toate aceste planuri. Prima este ce se constituie ca obiect al cunoașterii, ce putem cunoaște, ce studiem, și a doua este cum obținem cunoașterea, prin ce metode, cum cercetăm. Și răspunsurile pun în lumină un proces cheie, zic eu, în gândirea antropologică, de construcție. Și închei prin a arăta cum acest proces este de fapt unul constructiv și transformativ. Bun, foarte simplificat așa, în context britanic, antropologia a apărut la sfârșitul secolului 19, începutul secolului 20, are un trecut un pic mai zbuciumat, cu care se închine să se împace în ziua de azi, pentru că ea, ca orice disciplină, nu poate fi separată de contextul ei politic și social și originea ei se suprapune cu expansiunea imperiilor coloniale și cu nevoile Imperiului Britanic în cazul ăsta de a înțelege și de a administra noile populațiile indigene din teritoriile pe care le cucereau. Și un prim curent de gândire sau teoretic la momentul respectiv, care reflecta același curent din științele naturale, era evoluționismul. Și vedeau, societățile erau considerate clasabile pe un continuum, de la primitiv, în ghilimele, la civilizat, și obiectul cunoașterii sau scopul era de a plasa societățile pe această axă și de a descoperi unde sunt ele. Și în mare parte sursele la început au fost rapoartele misionarilor. A apărut această etichetă mai târziu de armchair anthropology, antropologia de fotoliu, în care oamenii nu mergeau pe teren, ci doar citeau povești despre teren. Bun, mai departe a urmat funcționalismul și structuralismul. Au respins ideea de progres liniar și gradual, au arătat că societățile nu trec toate prin aceleași etape și nu există explicație, un mecanism care să mâne toate societățile pe aceeași direcție nu poate fi dovedit și nu este o forță universală care nu poate fi identificată, și a picat teoria evoluționistă. Iar ca metode de cercetare, funcționalismul și structuralismul au pus accent pe teren, pe etnografie, pe colectarea directă de date prin observație participativă și perioade lungi petrecute pe teren. Asta e un citat al lui Malinowski, care spunea că obiectivul final este de a înțelege punctul de vedere al localnicilor, al populațiilor indigene și să înțelege viziunea lui despre lume. Asta ar trebui să fie obiectul antropologiei și ca metode și cum cercetăm e prin teren, prin observație participativă, prin viața alături de ei în perioade lungi de timp. Mai târziu, spre partea a doua a secolului, sfârșitul secolului 19, începutul secolului, a doua parte a secolului 20, a venit interpretativismul cu Clifford Geertz. A fost criticat și structuralismul și funcționalismul. Una dintre critici a fost că impuneau categorii predefinite populațiilor pe care le cercetau, adică veneau cu monografiile lor, erau în continuare structurate cu niște capitole de genul rudenie, economie, căsătorie, religie, ritual, și se încerca un fel de cartografiere a acelor societăți, dar folosind tot categorii închise, finite, vestice,
care în realitate în lumile respective erau suprapuse, nu erau interconectate, nu puteai să separi atât de ușor economia de religie sau de rudenie. Deci asta a fost o critică pe care au avut-o. Și interpretativiștii cu Clifford Geertz în frunte considerau că antropologia nu are rolul de a explica, ci are rolul de a interpreta și că trebuie să producă descrieri foarte bogate, thick description. Și ce putem să facem este să îmbunătățim dezbaterea din interiorul disciplinei. Aici bat un pic la ideea de construcție, că practic disciplina se tot reconstruiește și se revizuiește și deci nu se ajunge la niște legi științifice cu valoare definitivă. Bun. Iar sfârșitul secolului 20 și până în prezent, the reflexive turn, asta tot deconstruind diverse concepte, antropologia a început să deconstruiască pe sine și ajungem la the reflexive turn. În a doua jumătate a secolului 20, antropologii au început să se uite mai atent la locul lor în problema studiată și să-și examineze propriile bias-uri și perspective, să fie mai atenți la ce face prezența lor în teren și cum poate influența cercetarea respectivă. Și asta e o caricatură care mi-e place foarte mult și arată într-un fel cum deja populațiile locale știau ce se așteaptă antropologii de la ei și da, antropologii veneau și căutau acel exotic și tradițional în ghilimele și până și localnicii le jucau cumva, le intraseră în jocul lor și le încercau să le facă pe plac cumva. Bun, mai departe, rapid, în situația din România, dacă în vest antropologia a sprijinit inițial constituirea imperiilor și a fost etichetată ca empire building anthropology, în România și în alte țări din Europa de vest a existat o formă care a primit eticheta de nation building ethnology și obiectivul cunoașterii era cartografierea unor elemente de cultură văzute ca autentic românești. Căutarea s-a îndreptat spre mediul rural și țăranul a devenit un celălalt din interior, mai degrabă din trecut, un păstrător al esenței poporului, al tradiției. Și proiectul acesta s-a amplificat în perioada după anii 70 cu proiectul naționalist al lui Ceaușescu. S-a pus foarte mult accent pe acest gen de cartografiere a specificului național și s-a demarat, de exemplu, un proiect de amploare a atlasului etnografic care presupunea colectarea de informații conform unor grile prestabilite, dar nu exista, se pierduse partea de observație, de discuții libere cu oamenii și da. Iar acum, fast forward, peste 30 de ani, în prezent, antropologia este aliniată cu tendințele internaționale și obiectele de studiu sunt diversificate, antropologii se uită aproape la orice, practici cotidiene, schimbare socială, grupuri marginale, minorități, procese de schimbare, s-au desprins un fel de subdomenii, avem antropologie vizuală, antropologie urbană. Și un loc important așa, sau cumva un proces de deconstrucție a intervenit și deconstrucția acestor noțiuni ca tradiție, obicei, națiune, deci lucrurile construite în perioada anterioară acum au fost problematizate și sunt privite din alt unghi. Bun, și acum pot să trec la partea a treia, care este un pic din povestea mea. Eu m-am născut și am crescut în București și primul contact cu lumea rurală mai de lungă durată a fost în facultate, când am ajuns să fac parte din niște echipe de studenți care făceau cercetare în mediul rural și practică. Și pe urmă mi-am tot ales teme, m-a atras foarte mult zona asta și mi-am tot ales teme de cercetare din mediul rural. Și acum, ca să fac o paranteză, să vorbesc despre master și
cum se învață antropologia la, la Oxford, un master, deci acolo studenții se întâlnesc cu supervisorul, primesc o temă de cercetare, o temă, o întrebare și o listă foarte lungă de lectură și peste o săptămână trebuie să livreze un eseu în care vin cu răspunsul la întrebare. Și deci ideea e că teoriile și conceptele nu sunt livrate de-a gata, nimeni nu-ți livrează o teorie și un concept, trebuie să ți le extragi singur din etnografie, din sutele de pagini de etnografie. Și cumva sfatul, singurul sfat primit înainte de examen a fost question the question, adică practic și la examen trebuie să, în primul rând, să problematizezi problema pe care ai primit-o, să nu iei nimic de-a gata fără să examinezi. Și cumva pentru mine rezultatul important a fost că mi-am format o poziție critică și autoreflexivă și întorcându-mă spre preocupările mele de cercetare în mediul rural, am început să mă întreb ce mă atrage pe mine la mediul rural, de ce vreau să studiez, ce îmi place acolo. Și am văzut că același gen de estetizare se regăsea și în discursul pe care era construit turismul rural. Și atunci m-am hotărât să studiez la doctorat tema asta, să văd cum a apărut turismul rural într-o zonă din România. Și am vrut să văd felul în care noțiuni ca tradiția, autenticitatea, obiceiurile sunt marketizate și împachetate pentru consum turistic. Cumva, în primii doi ani am petrecut studiind de la distanță. Eram tot în Anglia și mă uitam la discursul online și la felul în care e promovat turismul. Și îmi creasem această lentilă într-un fel în care mă așteptam să fie un marketing intens al tradițiilor, să ajung în locul acela și să găsesc, nu știu, oferte construite, dar construite pe zona asta. Și eram, mă așteptam sau îmi doream, căutam să văd lucruri de genul ăsta pe teren, dar când am ajuns am văzut mai mult imagini de genul ăsta, deci peisajul era dominat vizual de altceva. Și chiar așa. Și bun, și altă surpriză a fost că erau foarte puține pensiuni vizibile, adică nu erau firme. Nu înțelegeam unde sunt pensiunile, pe net apăreau 10 de pensiuni, nici turiști nu erau foarte mulți. Și am pus un pic pauză și am început să văd ce se întâmplă și să observ care sunt de fapt realitățile și problemele din teren. Am constatat că era foarte dezvoltat turismul informal, deci multe pensiuni nu erau înregistrate. Am intrat atunci în zona asta, am început să studiez economia informală, am ajuns să mă uit la zona legislativă, la practicile de control ale diferitelor autorități, să înțeleg de ce oamenii ăia nu își înregistrau pensiunile și preferau să rămână așa. Pe urmă am văzut toate acele clădiri mari, moderne, am început să mă uit la, să înțeleg cum s-a construit oferta și ce rol au avut și turiștii și cerințele lor și să văd cum de fapt turiștii căutau. Da, astea sunt lecțiile. Ok. E și un podcast pe Sfertul Academic unde vorbesc un pic mai mult despre asta, despre aspirațiile către modernitate și pensiuni cu anumite dotări pe care le aveau și oaspeții, dar și gazdele, așa, cum au construit împreună acest gen de ofertă turistică, să spun. Plus, mi-am atras atenția toate clădirile neterminate și de vânzare. Era o perioadă în care turismul intrase în declin pentru că începuse criza sau se termina, nu știu. În fine, în orice caz, fusese un boom, se construiseră foarte multe pensiuni care n-a ținut pasul cu, adică cererea n-a ținut pasul cu ritmul în care se construiau. Multe pensiuni nu aparțineau localnicilor, erau oameni de la oraș care veniseră și cumpăraseră acolo. Asta era iar ceva, să zic, la care nu mă așteptasem. Da, și concluzia e că întrebările prestabilite îți dau răspunsuri corespunzătoare și cea mai importantă lecție a venit de pe teren. Și doar odată ce am început să ascult și să observ, să folosesc, ce zice Judith Oakley, viziune pâlnie, nu tunel, atunci am reușit să... Da, s-a schimbat un pic toată tema cercetării mele. Și ce este constructiv aici? Sorry. Nu, asta era...
punchline. Deci, de ce este constructiv? Pentru că, deci, care ar fi concluziile cu care sper să plecați? Că antropologia este un domeniu viu, e în continuă schimbare. Are teorii și metode care se adaptează la schimbările societății și schimbările care sunt tot mai accelerate. Și întâmplător, când lucram la prezentarea asta, acum două zile, s-a anunțat tema conferinței EASA, Asociației de Antropologilor Sociale Europeni, de anul viitor, care este o conferință foarte mare cu peste 2000 de participanți și ei sunt preocupați tot de doing and undoing with anthropology, cum se întreabă cum ne putem reimagina și reconfigura ce înseamnă să faci antropologie azi, cum putem găsi moduri noi de a face și a desface în cel mai larg mod posibil. Astea lansează ei niște teme de gândire. Dar antropologii, da, au ieșit de mult din zona academică, sunt prezenți în cele mai variate domenii. Veți vedea în a doua parte a conferinței ce au de spus ei în legătură cu tehnologia și ei caută să vină tot mai mult cu soluții practice la problemele cu care se confruntă lumea de azi. Și, da, o caracteristică a privirii antropologice este această tendință de a problematiza și de a deconstrui, de a răsturna sau de a problematiza lucruri care sunt luate de-a gata sau ca normă, ca normale. Și în ultimă instanță, eu am zis că asta este thinking outside the box, lucru pe care toată lumea și-l dorește și e un buzzword foarte folosit. Dar, de fapt, ce înseamnă să faci asta? Și în tot ceea ce fac, autoreflexivitatea are un rol central și te chestionezi și pe tine ca antropolog. Și închei cu o scenă celebră din Inception, când Dom Cobb, jucat de Leonardo DiCaprio, îl întreabă pe Robert Fisher, jucat de Cillian Murphy, cum, de ce ai devenit un antropolog? Și el a zis, pentru că deja eram. Și ce vreau să zic este că premisa sau a fi antropolog este cumva la îndemâna oricui, deci premisa este cu sau fără training de antropolog. Trebuie să fii deschis la a chestiona lucrurile și să nu le iei de-a gata și să fii dispus să-ți revizuiești propriile asumții atunci când e nevoie. Mulțumesc! Un detaliu tehnic. Întrebările vor fi colectate printr-un formular online. O să avem un cod QR și, sau dacă nu, intrați direct la link-ul anthropedia.com/toolkit/Q. Și acolo puteți să puneți întrebări, iar la final avem o sesiune de întrebări și răspunsuri și toți cei care au prezentat astăzi vin și vom alege din întrebările respective sau le luăm pe toate dacă nu sunt multe. Ok, mulțumesc!